Bună dimineața, dragii mei, de aici, de la Hunedoara 1 TV. Suntem la Dale Dimineții. Ce faceți? E așa frig afară? Să știți că în dimineața asta trebuie să înrăzuiesc parbrizul. Deci cei care plecați puțin mai târziu de acasă, să nu vă luați după ce vedeți pe geam. Eu m-am uitat pe geam și am văzut băltuțe. Și am zis, pot să nu mă grăbesc, că nu e așa rece. Fals, dragii mei, pentru că Rosi m-a așteptat în frig până eu am curățat parbrizul. Bună dimineața, Rosi! Și îți mulțumesc că ești alături de mine cam fiecare dimineață și, bineînțeles, alături de noi e și Bia. Bună dimineața, Bia! Dimineața! Și o salutăm și pe bunica lui Bia, pe doamna Maria Hinț, care e alături de noi ca de fiecare dată, în fiecare dimineață, e alături de noi, a fost printre primii care a dat like la poza pe care eu am postat-o în această dimineață pe Facebook. Mulțumim tuturor care sunteți alături de noi și Edi e alături de noi, tata Bianca. Avem fanii emisiunii deja pe care va trebui să-i premiem la un moment dat. Vedem, găsim o variantă cum să-i premiem pe cei care rezistă eroic în fiecare dimineață aici, alături de noi la Dale Dimineții. Suntem prezenți, dragii mei, așa cum știți, pe toate rețelele de socializare. Facebook, YouTube. În acest moment pe YouTube suntem live. Cei care nu aveți o pagină de Facebook, puteți să dați pe YouTube și să urmăriți acolo emisiunea. Bine, emisiunea poate fi urmărită și mai târziu, dacă nu vă treziți așa de dimineață cu noi. Dragii mei, nu știu, ne spune Bia, eu din nou am așa o problemă. Bia, în ce dată suntem astăzi? 28. În 28 noiembrie. Mai avem câteva zile, dragii mei, și intrăm în linie dreaptă către sărbătoare. Suntem în perioada sărbătorilor, eu vreau să cred, de iarnă, pentru că noi ne-am decorat casuța încă din timp și vrem să aducem în casele dumneavoastră așa un spirit cald de sărbători, să fim mai buni. Acum, ne pregătim de sărbătorile de iarnă, nu prea știu eu cum, dragii mei. Ne ducem la cumpărături, începem să ne gândim ce cadouri să facem, începem să-i privim pe cei dragi cu alți ochi și nu doar pe cei dragi, și pe ceilalți aș vrea să cred că putem să-i privim cu alți ochi. Să învățăm, dragii mei, să iertăm, cred, nu știu. Mai vedem, mai discutăm subiectul. Ce ziceți? Vă aștept alături de mine, aștept comentariile voastre. Vreau să văd ce vă doriți de fapt, ce cadouri ați dori să vă faceți sau ce cadouri ați trebui să vă doriți să primiți. Până atunci, noi avem o propunere. Până la finalul emisiunii veți afla dacă cadou se potrivește cuiva dintre prieteni din familie. Dar, după cum știți, eu am fost plecată. Am călătorit așa un pic vreun an de zile prin Europa. În perioada aceasta, o prietenă de-a mea a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. M-am tot gândit eu, băi, ce face Grațiela acolo la orăștie? Cum a reușit? De ce? De ce împărtășește cu noi? Care era ideea? Nu am reușit, dragii mei, altfel să aflu amănunte, dar m-am gândit că toate aceste amănunte ar fi frumos să ni le împărtășească chiar ea. Și alături de mine, la Dale Dimineții, așa dimineața de vreme, Grațiela Achim, o prietenă dragă sufletului meu și mă bucur că a acceptat invitația. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu mare bucurie și cu mare căldură vin aici, este superb! E absolut grozav, invit pe toată lumea care poate să treacă pragul unei asemenea căsuțe cu povești să o facă, că e absolut superb, e încântător. Încercăm să aducem acasă, prin intermediul televiziunii, un puțin din căldură. Băgăm pe foc de la prima oră, să se facă așa o atmosferă frumoasă. Dar încercăm să aducem acasă, în primul rând, în sufletul oamenilor, puțin din căldura noastră sufletească.
Așa mi-aș dori să fie. Eu sper ca din căldura mea sufletească, care am recăpătat-o, să pot oferi tuturor acelor care ne urmăresc sau care ne aud sau diferite pe fiecare, pe mijloacele sale de a ne urmări. Având în vedere că bunica lui Bia este prima care a dat like postării, mă simt onorată și vreau să-i spun bună dimineața și să o salut și pe Bia și familia întreagă și pe bunica Biei. Și pe Rosi îl salut de asemenea și pe toți cei care... Bună dimineața, Rosi! Și pe toți cei care ne urmăresc, pentru că este... E o zi superbă și iată, ne apropiem de 1 decembrie, ne apropiem de luna cadourilor, ne apropiem de luna asta frumoasă în care eu, fiind doamnă, mamă, femeie, îmi place să cred că cei din jurul meu, cei apropiați mie deja se gândesc și dacă nu s-au gândit până acum să se gândească de acum încolo, ce surpriză vor face, îmi vor face de sărbătorile de Crăciun. Grațiela are așa o căldură sufletească și o... mereu mi-a fost drag să stau cu ea de vorbă. O salutăm pe Oana Dâncșorean. Bună dimineața, Oana, ne și scrie, tot din Orăștie. Marcela Homorodean e alături de noi, mama lui Grațian, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi. Mi-a fost drag să stau mereu cu Grațiela de povești. Acum, noi avem o oarecare poveste. Odată o să stăm și la o altă poveste, să împărtășim cu cei de acasă care sunt curioși, și sunt destui. Cum ne-am împrietenit, dar aia va fi probabil într-o altă emisiune, într-o emisiune viitoare, când o să dăm din casă, ce zici? Oh, da, eu sunt absolut de acord, având în vedere că acum o să dau eu un pic din casă. Eu ți-am mai spus ție, foarte multă lume mă cunoaște, da, între ghilimelele de rigoare, mă cunoaște din povești, ca să spun așa. Suntem o nație de povestitori și dacă nu știm ceva despre cineva, inventăm. Și atunci acele invenții și acele povești cu adevărat, da, povești la gura sobei, se împrăștie. Se perpetuează, să spunem motiv așa. Pentru care, da, eu sunt absolut de acord să purtăm orice poveste reală ți-o dorești tu să o împărtășim lumii vis-a-vis de prietenia noastră. Eu spun așa, băieții, în spatele băieților, a prinților, dragii mei, pentru că anumiți bărbați devin prinți prin comportament, prin felul de a fi. Cu toți îl cunoaștem pe Tudor de la The Story. Da. Și eu spun așa, în spatele unui prinț există o regină. Eu l-am cunoscut pe Tudor și Tudor m-a impresionat de la prima întâlnire. Am fost foarte surprinsă când am aflat că Grațiela Achim e mama lui Tudor. Felicitări, draga mea! Mulțumesc! Așa de frumos sună că deja, știi, nu mai este, și eu mă bucur enorm, nu mai este titulatura... Tudor, tu ești copilul lui Grațielei și a lui Claudiu sau așa mai departe. Nu, acum sunt eu mama lui Tudor, ceea ce mă onorează enorm și mă bucură extraordinar de tare că el deja, uite, s-a așezat în lume, să spun așa, între oameni. Trăim vremuri în care tinerii sunt puțin defăimați, cred eu. Sau eu asta simt. Și prin întoarcerea mea în țară și la televiziune, aici la Hunedoara 1 TV, mulțumesc încă o dată Corinei pentru șansa de a mă întoarce, dragii mei, în casele dumneavoastră, sper că și în sufletele dumneavoastră, am descoperit
tineri foarte frumoși. Din echipa noastră fac parte trei tineri foarte frumoși, Bianca, Andra, Alin. Mi-aduc aminte, când l-am cunoscut pe Tudor și Gașca de la The Story, altfel de tineri. Am cunoscut tineri precum Vlad Lință, despre care am tot povestim. Și lista poate să continue. Avem atât de mulți tineri minunați. Acum, în spatele lor sunt părinți și oameni, profesori, educatori, care au construit aceste caractere frumoase și le mulțumim. Dar rămâne acea temelie, acea piatră de bază care rămâne acolo la fiecare caracter frumos, adică mama. Pentru că eu așa știu, mama e cea care pune temelia și pe urmă tânărul cumva crește și se duce într-o societate în care nu își găsește întotdeauna locul. Nu știu, trăim vremuri în care grila de valori s-a întors cu sus în jos și nu mai știm ce e bine și ce e rău. Și am dezbătut această problemă și în alte dimineți, aici la Dale Dimineții. Mi se pare că linia aceea dintre respectul de sine, din a deveni egoiști și a ne iubi, e foarte subțire. Cădem așa, dintr-o parte în alta. Dacă ani de zile am făcut eforturi de a fi pe placul tuturor, acum cădem în cealaltă parte și spunem nu, vreau asta. Da, sunt niște confuzii, într-adevăr, din multe puncte de vedere și din multe perspective. Mie îmi plac, întotdeauna mi-au plăcut tinerii, indiferent unde am fost și indiferent ce am făcut. Tânărul care îl avem noi acasă, tânărul nostru adolescent, că mai e foarte, foarte, foarte puțin și va împlini 16 ani, deja mă și minunez cum am putut să avem un astfel de rezultat ca familie. El este absolut senzațional, îl iubim necondiționat. Pe de altă parte, să știi că tinerii, acum, cel puțin așa văd eu și studiez din experiența noastră, din perspectiva noastră ca familie, avându-l pe Tudor în casă, cred că tinerii acum își creionează și ei locul lor în societate și bineînțeles că acum se instalează niște valori. Dar este foarte important, nu trebuie să umblăm foarte mult sau nu e bine. Asta cu trebuie, am renunțat la trebuie. Nimic nu trebuie, totul e bine să. Deci e bine să-i lăsăm să-și construiască spiritul lor, dar eu întotdeauna i-am spus lui Tudor de mic, fii printre cei puțini, nu printre cei mulți. Fii printre cei care au bunul simț, care este acolo, să nu confunzi, e bine să nu confunzi aproape niciodată, să spunem, libertatea de exprimare cu încălcarea dreptului la opinie pentru celălalt și depășirea bunului simț. Și atunci lucrurile se pot așeza de la sine. Cred că valoarea asta și bunul simț ar trebui repus și să-i acordăm valoarea corespunzătoare în societate, căci eu mă tem că s-a cam perimat. Pierdut. Da, s-a pierdut și de acolo se creează foarte multe disfuncționalități. Eu sper totuși că va reveni. Speranța moare ultima. Și nu am glumit când am spus că Grațiela a reușit să găsească secretul tinereței fără bătrânețe. Dragii mei, acolo la Orăștie, la ea se întâmplă lucruri, la salon se întâmplă lucruri minunate. Eu am studiat materialele pentru că în momentul în care am făcut asocierea din
de pe Facebook, dragii mei, că acolo pe Facebook am găsit eu o pagină, pe urmă am făcut legătura și am zis, de ce schimbare? Cum a găsit Grațiela puterea să o ia de la capăt, să facă o firmă, să se implice într-un domeniu care era total diferit, adică a necesitat școală, pregătire, achiziționarea unor aparate care, credeți-mă, m-am uitat pe Google, nu sunt foarte ieftine, adică nu vorbim de sume foarte mici. A fost o investiție, o investiție în primul rând în aparatură, dar o investiție în oameni. Aia m-a impresionat, pentru că în momentul în care investești, da, cumperi un aparat, el face oamenii de lângă tine care au găsit încrederea în tine să-și urmeze o nouă pasiune, să-și urmeze să-și schimbe viața până la urmă, în primul rând, echipa ta de acolo. E foarte important să spun că, de fapt, schimbarea a început cu mine. Schimbarea a început de la mine și primul lucru care mi l-am dorit a fost să mă reinventez. Aveam nevoie și a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine și pentru toți ai mei, și atunci am avut nevoie de o reconstrucție a mea. Din perspectiva business-ului, e un lucru cu care am mai cochetat cu mulți, mulți ani în urmă, imediat după Revoluție. Tot timpul, de fapt, sunt niște aspecte care mă definesc. Totdeauna mi-a plăcut să creez, mi-a plăcut să aduc ceva nou, mi-a plăcut să construiesc. Mi-a plăcut și mi-am dorit foarte tare să las ceva în urma mea, indiferent unde sunt și ce fac și ce poziție ocup, să am ceva în urma mea. Să am ceva în urma mea de care să se bucure oamenii, de care să fie mulțumiți. Și iată că mulți ani am dedicat vieții comunității și m-am dedicat dezvoltării comunității în care am locuit, și când nu s-a mai putut lucrul acesta, a trebuit să mă reinventez. Și am început cu mine prin a mă pregăti pe mine. Mi-am dedicat foarte mult timp pregătirii mele și din perspectiva dezvoltării personale și din perspectiva dezvoltării unui nou domeniu, cel de beauty, să spun așa. Este un aspect pe care mi l-am dorit de ceva vreme. De unde a născut aceasta? Eu tot încerc în povestea cu... Noi ne-am întâlnit de câteva ori, dragii mei, înainte de emisiune, până s-o conving să vină, și nu am reușit, poate. Acum, în direct, reușesc. De unde ideea? De unde ți-a născut această idee de beauty? De a crea ceva pentru femei și nu doar pentru femei, că e și pentru bărbați, dar în primul rând femeia. De unde ideea? Pe perioada, de fapt eu în ultimii ani, anterior ultimilor doi, să zic așa, eu mi-am dorit să am un loc unde să beneficiez de niște servicii de genul ăsta. Aveam foarte mult timp, foarte puțin timp, lucram 12-14 ore pe zi. Nopțile mă trezeam și aveam gânduri și tot felul, și eram extrem de obosită și de extenuată. Și aveam nevoie de un astfel de loc. Și tot timpul îmi spuneam, eu dacă o să am, eu dacă o să fac, eu dacă o să... ceva de genul gluma aceea, când o să mă fac mare și eu, crești mare, da. Când mă fac și eu mai mare, o să fac nu știu ce. Pe perioada pandemiei mi-a plăcut foarte tare și am văzut și am experimentat ozonul. L-am trăit pe pielea mea, l-am folosit, l-am utilizat și am văzut ce bine mi-a făcut. Și când am văzut sauna cu ozon, am zis, eu când o să mă fac mare și o să pot să fac
O să îmi doresc să fac un salon al meu, un loc al meu unde, care să nu fie doar al meu, dar să plece de la dorința de a avea eu un spațiu unde să fac locul ăsta. Și ușor, ușor mi-am dat seama că sunt foarte multe femei care s-au concentrat pe afaceri, care s-au concentrat pe dezvoltarea latura profesională foarte mult și nu efectiv ajung într-un moment, ceea ce mi s-a întâmplat și mie, să nu-ți mai dorești pentru tine să faci ceva. Adică pur și simplu latura asta să mă relaxez, să-mi creez un spațiu al meu, să arăt mai bine, să-mi crească stima de sine. Deci toate aspectele acestea s-au eliminat din start odată cu dorința femeilor de a crește profesional. Noi nu ne dăm seama, dar odată cu vârsta, pentru că dezvoltarea asta profesională nu face ca vârsta să rămână tot acolo. Noi creștem odată cu vârsta. Cu buletinul. Și cu buletinul, adică, cu buletinul. Și ne trezim la un moment dat că, opa, da, eu vreau să nu mai am riduri. Și atunci apelăm la niște surse din acelea care, dacă nu au urmărit oamenii e-entertainment, îi invit să o facă, să vadă acolo niște emisiuni. În fine, revenind la întrebarea ta de unde a pornit, a pornit în primul rând de aici. Din nefericire, eu a trebuit să și, concomitent cu aceste aspecte, să și găsesc niște soluții imediate pentru mine. Dar iată că eu zic că toate lucrurile, de fapt, aveau o direcție. Și cred că Universul și Dumnezeu aveau un alt drum pentru mine. Și au făcut-o în maniera în care era deja nevoie să o facă. Nu contează situația, nu contează ce și cum, eu așa o privesc. Și de aceea cred că este foarte bine ceea ce am făcut și este foarte benefic pentru foarte multe dintre femei, dar nu numai. Nu, că am văzut și bărbații pot apela la serviciile salonului de la Orăștie. Eu trăiesc, o să parcurgem imediat, dragii mei, încă vă mai ținem la o poveste. Eu personal, și mă refer doar la mine, pentru că atunci când vorbim, vorbim despre noi. Chiar și atunci când judecăm pe cineva, dragii mei, nu judești pe cel despre care vorbești, vorbești despre tine. Când avem cuvinte urâte despre cineva, tot despre noi vorbim. Când ne lăudăm și lăudăm pe cineva, de fapt vorbim despre noi. Aici o să mai aducem în discuție și în alte emisiuni, dragii mei, până unde putem judeca, cât ar fi permis, cât n-ar fi permis. Vin specialiști în astfel de domenii, dar astăzi rămânem acolo, în partea de beauty, în ideea că sufletul nu are vârstă. Eu așa zic. Ești de acord cu mine? Da, absolut de acord. CNP-ul acolo, pe cartea de identitate, din păcate, câteodată ne schimbă radical perspectiva. Până la apela la cuțite, la operații estetice, până, ferească bunul Dumnezeu, să nu avem nevoie din punct de vedere medical. Dar în rest ne trezim într-o dimineață și ne privim în oglindă cu alți ochi. Cu ochii sufletului. Îmi place să cred că ochii sufletului spun adevărul. Și că întotdeauna, atunci când ne privim cu ochii sufletului, ne dăm seama cât suntem de tineri sau cât suntem de bătrâni. Și atunci când descoperim că aspectul nostru fizic
nu mai e cel pe care noi îl păstrăm în amintirea noastră pe retină, ne pierdem încrederea în noi. Corect. Am învățat pe parcursul vieții, lucrând într-o multinațională, că atâta timp cât unghiuțele, aspectul fizic este îngrijit, hainele de pe noi sunt călcate, curate, spălate, felul în care ne comportăm, felul în care ne prezentăm în fața clienților, a prietenilor, a iubiților, a viitorilor iubiți, nu? Ne gândim că vrem să cucerim. Suntem și oameni care vrem să cucerim. Toate acestea contează pentru stima de sine, spun eu. În momentul în care aspectul e impecabil în mintea noastră, că până la urmă totul se întâmplă undeva în creierașul nostru, avem o altă încredere. Noi mergem drepți pe stradă, suntem fericiți, privim lucrurile cu alți ochi, privim oamenii, dragii mei, cu alți ochi, că atunci când suntem mulțumiți de noi, îi privim cu alți ochi și pe ceilalți. Ce facem când suntem obosiți? Zic. Eu nu fac, eu recunosc, eu nu sunt adepta sportului. Sunt mai leneș așa din fire. Dar aud discuții despre ce faci în weekend. Vreau, îmi doresc o cabană la munte, vreau ozon, vreau să mă ozonez, vreau să oxigen. Vă aduceți aminte că am avut un invitat aici într-o dimineață care ne-a vorbit despre apă și a pornit de la importanța, vorbind de domnul Fabius Chiseli, ne-a povestit despre importanța oxigenului. Am învățat și noi la școală cât am reținut că e important oxigenul. Până la urmă, fără oxigen nu există viață, cred eu. Categoric. Tu ai reușit să aduci ozonul și oxigenul de la munte în oraș. O, da. E, oricum, e un lucru absolut superb. Eu am realizat cu tot ceea ce am făcut acolo la salonul nostru Glossozone, de aceea am și spus Glossozone. Am realizat, de fapt, că se pot face minuni sau lucruri frumoase într-o manieră relaxantă, într-o manieră care nu costă așa de mult, într-o manieră care ne poate, putem câștiga timp, adică sauna cu ozon, spre exemplu, un element pe care îl avem noi la salon, într-o formă, în 30 de minute de saună, tu beneficiezi de foarte multe avantaje. Adică detoxifiere, până la 6, chiar până la 800 de calorii, da? Le elimini odată cu ședința de ozon. Dacă mai adaugi, bun, și mai sunt multe, multe altele, invit pe cei care ne ascultă sau ne privesc să urmărească pagina noastră de Facebook și acolo sunt foarte multe materiale cu privire la sauna cu ozon. Materiale pe care îl rog pe Rosi să ne le și pună pe ecran și de-a lungul poveștii de dimineață cu Grațiela să ne povestească. Aici este, da, aici este partea de facial, pentru că noi în cadrul, poate ar fi bine așa să trec în revistă câteva dintre serviciile salonului. Este vorba de masajul anticelulită, care îl facem și cu cavitație și cu vacuum și radiofrecvență. Este și de electroterapie, este vorba de cosmetică și întreținere și lifting facial. Aici avem o imagine de la întreținerea facială, vorbim aici de exfoliere, oxigenare, că tot, da, și infuzie de substanțe nutritive la nivelul tenului. Este un Oxygeneo, este un aparat care lucrează cu niște capsule predefinite pentru trei dintre categoriile de serviciu care îl avem la salon. Este vorba de Illuminate, de Revive și Balance. Adică ne luminăm la față. Ne luminăm la față, exact. Eu vreau să înțelegem cu toții. Cuvinte, aduc Dexul.
Am zis că l-aduc. Nu, e ne luminăm la față. Cei care ne privesc sunt foarte inteligenți. Dar sunt, nu care, da, dar sunt oameni și femei care sparg greu gheața. Sunt femei care înțeleg și practică și știu despre ce vorbim și de fapt aleg calitatea, dar vreau să înțelegem, dragile mele, toate putem beneficia de așa ceva. Nu e nimic nou, nu e nimic ieșit din comun. Oferiți-vă libertatea de a alege. Eu cu asta vreau să înțelegem toate. Ne luminăm la față, ne oxigenăm, ne dispar ușoarele riduri la primele ședințe. Nu e nevoie să mergem o perioadă foarte lungă. Dacă avem riduri în profunzime, specialistul ne spune dacă da, pot dispărea sau nu. Asta, la asta se atenuează foarte mult. Bineînțeles, dacă luăm și tratăm toate aceste servicii ca pe o relaxare, ca pentru ziua aceea dedicată nouă de relaxare, în care putem să facem sauna cu ozon, în care avem foarte multe beneficii, de acolo putem trece la o detoxifiere facială, ca să zic așa, o refacere a tenului. Și bineînțeles, nu numai o refacere a tenului, pentru că aici, spre exemplu, sunt trei servicii într-unul singur, da? Unde avem și radiofrecvență și ultrasunet și avem și exfolierea facială extraordinară și practic acest serviciu îl facem odată la 3 săptămâni sau o lună, depinde de ritualul care îl are fiecare femeie și dacă îl tratăm ca pe o relaxare a noastră, putem avea beneficii pe termen lung extraordinare. Dacă vrem rezultate aproape instant, aproape imediate, îi invităm și pentru acest aspect, pentru că avem lifting-ul cu ultrasunete de putere mai mare, care la fel, noi ceea ce facem, facem totul relaxat. Facem totul relaxat, facem totul natural, stimulăm foarte mult corpul nostru, fie că vorbim de față, fie că vorbim de corp, de orice latură a noastră vorbim, stimulăm interiorul nostru să ne ofere în exterior ceea ce avem nevoie. Nu spun că avem niște rezultate extraordinare, deci avem niște feedback-uri de senzație. Spre exemplu, la sauna cu ozon, pentru femeile, pe care o avem în imagine în momentul ăsta. Avem în imagine. Sauna cu ozon, spre exemplu, este folosită de anumite cliente fie pentru, ca și analgezic, pentru că elimină durerile osoase, dureri musculare și așa mai departe. Fie vorbim de o rejuvenare la nivelul întregului corp, avem niște beneficii, avem niște rezultate extraordinare și mai ales la femeile peste 65 de ani se văd deci efectiv după 10 ședințe vezi schimbarea din cap până în picioare. Și revin, astfel putem face, deci ne dedicăm o zi sau o jumătate de zi într-o lună de zile. Și, bine, la sauna cu ozon, spre exemplu, eu recomand o dată pe săptămână pentru că, practic, îți crește vibe-ul, îți crește încrederea și, în primul rând, îți dă energia de care ai nevoie, pentru că foarte multă lume vorbește așa, am nevoie de ceva care să-mi dea energie pentru toată săptămâna să trec mult mai ușor. Aceasta este cea mai bună formă. Și nu numai că este cea mai bună formă, este foarte benefică pe termen lung, adică te ajută din foarte multe perspective și eu o recomand cu toată căldura pentru că noi o facem toți, toată familia o facem, nu numai și revin, și e bună soțul. Și pentru bărbați, da? Deci da. Nu vorbim doar despre femei, nu suntem misogine, dragii mei, nu. Acolo sunt primiți și bărbații, că mereu emisiunile astea de frumusețe, de înfrumusețare, noi le adorăm, noi femeile, și suntem acuzate
că doar că bărbații sunt excluși. Nu, dragii mei, nu sunteți excluși, sunteți primiți, nu? O, sunt da, primiți da, da, avem, la salon. Da, avem și pe, și pe sauna cu ozon, avem clienți bărbați, avem și pe epilarea definitivă. Și pe bronzat, ne și dăm pe un bronzat. Aspect fizic plăcut, chiar da, dacă nu da, suntem da, da. Mai ales în concediu. Mai ales dacă venim de la sală, da, că sunt anumiți bărbați care vin de la sală într-un fel anume și atunci când și căpătăm așa o culoare plăcută, plăcută și o întreținem, este vorba de bronzarea organică care se aplică foarte ușor și iată în 15 minute o aplicăm, e și toată dărâmăm procedura. Aceleași, miturile acelea că nu e ok. E foarte ok, este cel, eu zic că este cel mai benefic, da? E, nu avem nicio, nu vorbim de riscuri de niciun fel. Ultravioletele, altele, de nimic, stăm la de soare, genul ăsta, ne ardem. Plus că avem, da, nu, nu, expunere de genul ăsta e una nouă, nu agreez și nu am agreat-o, cred că am făcut două astfel de ședințe undeva prin tinerețile mele de după Revoluție. Atunci când... Insist pe idee, încă n-am... Adică vârsta mea nu este chiar la 30... Adică, de fapt, eu, da, la 35 am rămas așa, îmi place să cred că am undeva la 35. N-am făcut majorată, să știi, am rămas de 17 ani. Da, eu mai am un pic și fac peste 2 ani majoratul copilului, este foarte adevărat. Da, în fine... Este, tot ceea ce facem este, este absolut natural din toate punctele de vedere, pentru că și la masajul anticelulitic unde în 10 ședințe avem garantat 10-15 cm, deci și acolo avem niște rezultate uimitoare. Și apropo de stima de sine, nu este, noi când vorbim de stima de sine, probabil că unii, în accepțiunea unora, apare așa un egoism. Nu, nu înseamnă asta. Înseamnă, în primul rând, să mă privesc pe mine, să-mi placă ceea ce văd. Și dacă mie îmi place ceea ce văd, deja postura mea, statura mea, limbajul meu, privirea mea, tonul, cuvintele folosite sunt deja cu totul altele și îți oferă perspectiva în relația cu toți ceilalți. Și eu mi-aduc aminte vara anului trecut, în care nu treceam prin perioade tocmai plăcute, dar lucrând foarte mult cu mine, lucrând extraordinar de mult cu mine și pentru asta îi mulțumesc Niculinei Gheorghiță că a schimbat întreaga perspectivă. Îmi spunea o prietenă cu care ne-am întâlnit, cu care m-am întâlnit, îmi zicea: băi, dar tu ai schimbat ceva, iese ce, emani ceva din tine, adică era ceva care, despre asta este vorba, că ajungem să ne placă nouă ceva în interiorul nostru și se expune în exterior. Deci, practic, pe lângă toate celelalte aspecte fizice, noi lucrăm foarte mult și la partea spirituală, a dezvoltării fiecărei femei în mod deosebit, pentru că acolo întâlnim foarte, foarte mult lipsa stimei de sine, în ceea ce am văzut eu în mod deosebit. Și cu toate clientele deja suntem familiari, suntem personali, să devenim o familie. Da, da. Salonul nu oferă doar servicii, ai venit, ai intrat sau n-ai plecat. Presupun că, cunoscându-te, presupun că ai atras oameni care nu vor să-și schimbe doar aspectul fizic, vor să-și schimbe și concepția, vor să schimbe stilul de viață, pentru că mereu ai lângă tine oameni care acceptă schimbarea mult mai ușor. Nu înțeleg eu de ce, o să găsim secretul până la urmă, poate nu astăzi, dar într-o altă emisiune. Cum reușești să atragi oameni lângă tine care vor să se schimbe? Păi, în primul rând, eu am atras ceea ce eram eu.
faptul că eu eram într-un amplu proces de schimbare, tot ce era în jurul meu deja era schimbat. Și trebuie să, e bine să ne uităm și din acest punct de vedere, căci avem un alt limbaj. Avem un alt limbaj care devine comun cu al celor cu care interacționăm. Și iată că ușor, ușor se schimbă întregul nostru areal imediat apropiat nouă și în care se produc și au loc niște povești de viață și schimbăm impresii și experiențe, dar care, apropo de ce vorbeam mai la începutul emisiunii de a ne cunoaște din povești, deja noi ne cunoaștem din poveștile fiecăruia, adică nu din poveștile altora sau din invențiile altora, și ceea ce povestim noi rămâne la noi. Da, corect. Motiv pentru care căpătăm încredere nu doar în rezultatul serviciilor, căpătăm încredere în noi și în cei din jurul nostru, ceea ce mi se pare se construiește altfel comunitatea în care tu vrei să trăiești. Și atunci valorile de care vorbeam revin și se reașează pe podium, da, pe înaltul nivel al podiumului. Toate aceste aspecte se schimbă și ce este cel mai important, suntem încrezători. Suntem încrezători, nu doar, eu sunt un om foarte optimist. Câteodată sunt îngrozitor de optimist. Este foarte adevărat că eu tot ce am făcut mi-am propus. Dumnezeu a fost tot timpul alături de mine. Eu nu am făcut nimic în viața aceasta decât cu ajutorul lui Dumnezeu și am făcut pentru că mi-am dorit. Și tot ceea ce mi-am dorit și ceea ce mi-am propus și ceea ce mi-am pus în intenție, am realizat. Faptul că eu nu am realizat doar pentru mine, am realizat și pentru cei din jur și mi-am dorit ca cei din jur să se bucure de niște categorii de servicii care de fiecare dată când ne uităm în jur ni se par inaccesibile din perspectiva prețurilor sau din perspectiva ceea ce vreau eu să mai punctez este mie nu-mi place durerea. Nici mie. Eu sunt non-durere. Non-durere, non-violență. Da. Și atunci tot ce am ales, am ales și din perspectiva mea să nu doară. Să se întâmple ceva frumos chiar dacă am nevoie de 3, 4, 5 până la 10 ședințe din ceva, dar eu nu o privesc așa, eu o privesc ca la lung, mă duc și mă relaxez și fac aia, aia și aia și atunci toate rezultatele acestea nu doar că se îmbunătățesc, dar devin așa pe o perioadă lungă de timp sunt acolo și nu ni le ia nimeni. Și suntem tot mai tinere, suntem tot mai încrezătoare, suntem tot mai optimiste, tot mai frumoase și tot mai curajoase. Pentru că foarte multe aspecte care nu ne conduc către evoluție este lipsa curajului. Lipsa curajului care, bineînțeles, vine tot din lipsa stimei de sine, lipsa încrederii în noi. Foarte mulți din jur își dau cu părerea așa, dar tu nu poți să faci asta. Corect. Pentru ce? Mie mi s-a tot spus, dar de ce ai făcut la orăștie? La orăștie nu vine nimeni, nu vor, nu sunt și așa mai departe, pentru că nimeni nu le oferă variantă. Atâta timp cât tu într-o comunitate nu vii, acest aspect face parte și dintr-o educație din perspectiva asta. Dacă mie nu mi-arată cineva, eu dacă nu știam sau n-am fost să văd că este o saună cu ozon, nici n-aș fi știut că există așa ceva. La fel, dacă eu nu fac în comunitatea în care sunt și unde nu este, adică de ce în orăștie nu merită oamenii sau nu merită femeile să aibă aproape de ele așa ceva?
La Deva este. Deschidem și la Deva. Foarte bine, ok, nu-i problemă. Facem și la Deva, să fie bine. Dar, în primul rând și în primul rând, eu mi-am dorit ca și acolo unde eu mi-am petrecut, deja sunt peste 20 de ani de când sunt eu în Orăștie, adică de ce acolo, de ce nu? Și acolo au nevoie femeile să fie frumoase, să fie apreciate. Asta cu aprecierea iarăși e o lipsă fundamentală în societate. Nu, trebuie să... E bine să fim acolo, lângă femei, lângă bărbați, să ne apreciem oamenii care îi avem în jurul nostru, să le arătăm ce valoroși sunt, să-i scoatem din acea carapace în care nu se vedeau nici ei înșiși, da? Deci să se uită în oglindă și să vadă ce frumoși sunt, că sunt tot mai tineri, că sunt tot mai sănătoși, pentru că sauna cu ozon îți oferă și foarte multe beneficii din perspectiva stării de sănătate, dar nu acela este neapărat atu nostru. Da? Acela vine plus. Faptul că noi venim cu plus valoare și la partea de sănătate, mie mi se pare un element extraordinar de bun. Epilarea definitivă. Și toate aceste servicii pe care noi le facem, eu le am și pe pielea mea, adică le folosesc și eu, nu folosesc ceva. Asta e nu foarte interesant. Graziela a încercat pe trupul ei toate produsele, am și ales imaginile în care se vede Graziela, ați văzut-o și la ozon și la tratamente. Dragii mei, e o femeie care nu suportă durerea. E o femeie care a crescut un copil care ne-a impresionat și vă impresionează în fiecare zi, pentru că îl cunoașteți pe Toboșarul de la The Story. A adus un plus valoare societății pentru că ne-a dat acest tânăr minunat, eu insist pe idee, pentru că vreau să înțelegem că oamenii, atunci când se iubesc pe sine, atunci când sunt liniștiți în sufletele lor și când găsesc acea putere să emane tot ceea ce ei au de dăruit din suflet, întâlnim oameni așa ca precum invitata mea, prietena mea, Graziela Achim. Vreau să-ți dau o veste. S-a terminat emisiunea. Vai, deja? Nu glumesc. M-ai văzut? Dragii mei, pe scurt, Graziela nu se oprește aici. Un aparat urmează să vină în 10 zile. Despre ce aparat? Tot de oxigenare, otoderm, totul bazat foarte mult pe oxigen, pentru că oxigenul este extrem de sănătos, nici nu ne dăm seama, cu lucruri mici, mărunte, și cu bani puțin putem face, putem avea rezultate de senzație. Despre tot ce am vorbit astăzi, dragii mei, un PPR rosit, te rog, și sigla de la salonul de beauty, te rog, îl găsim la Orăștie, așa cum Graziela ne-a împărtășit în această dimineață. Și în viitor la Deva. Și în viitor la Deva și stați liniștiți că nu mă las și eu mereu o să fie. Eu simt cumva că o să vină măcar o dată pe lună să ne împărtășească din aventura sufletească. Simt că vom avea o bună relație din perspectiva asta și cred că îl vrei și pe Tudor. Da, în curând îl... Vreau să-l salut pe Claudiu Achim, a fost alături de noi pe tot parcursul emisiunii. Îi mulțumesc pentru că te susține. Mulțumesc și eu, da. Dragile mele, Orăștie, Pricazului 100? Nu, Pricazului 13D, vis-a-vis de spital, lângă bubble wash machine, este o spălătorie self-service. Dar dă-mi voie, dacă o secundă, vreau să o salut pe Cori și să-i mulțumesc pentru tot sprijinul, că a fost foarte mult alături de mine imediat după perioada mea de...
Cori e mereu aproape de noi, da. E îngerul căruia de multe ori noi nu-i vedem aripile. Știți că Dumnezeu lucrează prin oameni, dragii mei. Oameni așa ca, precum Cori, oameni precum Grațiela. Acolo găsiți la orăștie prietenie, găsiți un ambient altfel de cum suntem obișnuiți, vă garantez asta. Mergeți, vedeți. Dragile mele, cadouri. Vă pregătiți de Revelion, merge și pe repede înainte, ați auzit-o pe prietena mea, merge și pe long time. Dragii mei bărbați, dacă vi se pare că păr, nu știu, bronz, ceva în plus, încercați să luați legătura cu fetele de la salonul de beauty de la Orăștie. Până mâine dimineață, când o să am alături de mine aici la Dale Dimineții, un om politic, un om care o să vrea să ne împărtășească din aventura lui de viață. E vorba de Viorel Arion. De ce a ales să facă politică, care e sărbătoarea pe care o iubește cel mai mult, care e obiceiul de Crăciun pe care îl iubește cel mai mult și ce are de transmis altceva decât din punct de vedere politic tuturor celor de acasă, vom vedea mâine dimineață, aici la Dale Dimineții. Vă mulțumesc sincer tuturor că sunteți alături de mine în fiecare dimineață și nu doar dimineața, pe tot parcursul zilei, pentru că văd mesajele pe care mi le trimiteți. Mă încurajează să merg mai departe. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată și până mâine dimineață, ce pot să zic, tăruiți din iubirea voastră. Vă iubesc!